Bună ziua tuturor! Astăzi este o zi de sâmbătă și pentru familia mea am hotărât să fac o lasagne. Deci aici avem sosul bolognez care este gata dintr-un kilogram de carne, sosul bechamel, cașcavalul parmezan, foile pentru lasagne și respectiv tava. Dedesubt la tavă o să pun un pic de sos bechamel. Așa, o să mă folosesc de o spatulă ca să-mi fie mai ușor. Așa, am pus foile de lasagne. Foile mele sunt cumpărate, nu sunt făcute în casă, dar le puteți face foarte ușor și în casă. După care procedem cu sosul bolognez. Întindem pe toată suprafața, așa ca să fie toate porțiunile acoperite cu carne. Așa, acoperim cu parmezan ras. Dacă nu aveți parmezan, puteți spuneți orice cașcaval vă place, dar în rețeta originală este parmezan. De asemenea, puteți folosi și mozzarella. Și la sfârșit, stratul de bechamel. Bechamela la fel, o puteți face mai groasă, mai subțire, în dependență de cum vă place. Dar potrivită să fie ca așa, o smântână mai groasă. Și așa arată o secțiune din lasagna noastră.